Numărul copiilor internați cu COVID-19 se menține crescător la Spitalul Sfânta Maria din Iași. În acest weekend s-au făcut cele mai multe internări în rândul minorilor în zona roșie. 9 dintre pacienți se află internați la ATI. 56 de pacienți se află internați la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași. Mai bine de jumătate dintre aceștia au vârste fragede. În zona roșie ATI în acest moment avem 9 pacienți. În zona roșie non-ATI sunt 47 de pacienți. Peste 50% din pacienți sunt cu vârsta sub 3 ani. Se menține un trend crescător pe weekend cu mai multe externări în timpul săptămânii. Sperăm la o evoluție cu o incidență mai mică, dar dacă, Doamne ferește, va fi incidența crescută, vom deschide încă un sector pentru pacienții pozitiv COVID. În weekend se constată 47-48 de pacienți. Weekendul ăsta a fost probabil weekendul cu cel mai mare număr de pacienți internați pozitiv COVID, zona roșie. Copiii din zona ATI au și alte boli asociate, precum boli neonatale, malformații neonatale, boli neurologice sau diabet. Patologiile frecvente sunt cele digestive. La pacientul cu vârsta sub 3 ani, o rinofaringită sau o laringită poate da o dificultate respiratorie și atunci trebuie menegiat, iar patologia digestivă la copilul sub 3 ani duce la un dezechilibru hidroelectrolitic care trebuie menegiat prin perfuzare. Rămâne cea digestivă și respiratorie ca și în varianta Delta, dar fără incidența pneumoniilor pe Omicron. Numărul crescut de infectări în rândul copiilor a dus la suspendarea prezenței fizice în unitățile școlare. Astfel, în sistemul online funcționează 2 unități de învățământ și 117 clase.